Ce părere aveți de protestele deținuților din penitenciarele din România? E greu. N-am făcut pușcării, dar e rău, foarte rău e. Le considerați îndreptățite? Da, adică eu cu aia n-am făcut, ferească Dumnezeu, n-am făcut pușcării. Dar e foarte rău pentru ei. Cum vi se par condițiile? E foarte greu pentru ei. Că stă trei și într-o cameră, după mintea mea că n-am făcut, ferească Dumnezeu, și nici nu vreau să ajung pe acolo. Practic, nouă aici, cum spunea dânsul, că atâta așa, trebuie să stea 3-4 aici, nu știu, camera aia din 3-4. Cred că au dreptate. Da, da, au dreptate, pe o parte. Dar până să ajungă acolo, până să ajungă acolo, ceva au făcut. În orice caz, nu fie la fel cum ar fi acasă, dar... Încă o dată repet, ceva au făcut de a ajuns acolo. Dacă erau oameni de omenie, nu ajungeau acolo. Nu trebuie să omenie, sunt și oameni acolo, da, și execută pedeapsa ca ce o merită, într-adevăr, dar nu trebuie. Da, bă, condiții și ei, omenește, adică cât de cât să... Deci, tu mâncare nu le dai, tu îi torturezi, tu îi bați, tu îi asta și nu se poate. Să le creezi... asta confort din categoria întâi ca la hotel. Și atunci mă duc și eu. Și românii să respecte legile internaționale privind așa, treaba asta. Așa. Și dar cu asta ce cere că eu am ascultat acolo toată discuția aseară. Ce are drepturi pe el, n-are ce mânca acasă. Dacă e pușcărie, nu poate să fie ce să este? Ca la... Dar ce vrea să fie la hotel întâi? Distracție. Dar am văzut că îi criticau ăștia că n-au respectat legile alea americane, alte, aiurea, mai ceva acolo, că i-a găsit de multe ori că nu-și făceau datoria. Și pe urmă mai e și vorba. Dar ce vrea acolo să-i ține numai... Crește-le de la cap să-mi pute. Numai în carne de pui să-l ține acolo. Nu-și fac datoria. Acolo. Și de-aia oamenii au venit cu pretenții. Să mergem noi de afară să le facem curat în WC-ul la ei.